Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de pe Titan Watch. Data trecută început să răm noi aici așa o mică frumusețină asta de pescuit, făcut cât de cât un ponton așa, o căbănuță de pescuit. Ce vreau să facem astăzi? Vreau să continuăm puțin treaba. Nu sunt încă sigur unde trebuie să vină toate, dar o să încercăm. Vreau să văd cum ar arăta lemnul ăsta una la mână. Bă, băiatule, crezi tu că ar fi o idee bună să facem așa? Nu știu ce să zic, hai că vedem pe parcurs. Aoleu. Bun. Aici m-ar interesa. Vreau invers. Cum trebuie să-l pun să vină invers? Bineînțeles că dacă-l pun așa, mă bag în apă. Mama lui de soare. Bun, perfect, perfect, perfect. Ia să le mai aici. Bineînțeles că nu mai am suficiente. Trebuie să pun aici o... un pressure plate din piatră. Pot să vină pe partea asta ca să... nu, nu merge. Bun, așa. Aproximativ, aproximativ, nici prea, prea, nici foarte, foarte. Trebuie să mă învăț să închid acolo ușița aia. Bun, aici o să vină un geam, știm asta. Vrem de asemenea ceva de genul ăsta. Bă, nu arată rău, nu arată rău. Ar fi șmecher dacă am putea avea asta în jumătăți de bloc. Așa, bun, 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 bun. Iarăși din tine mai vreau câteva aici. Pardon, pentru o ușiță. Una pe partea asta, una pe partea asta. Câte mai avem dintre astea? Mai avem două, cred că este fix cât ne trebuie. Pac una așa. Fac una așa, aici venim cu încă un bloc. Pac, pac. Aici sus aș putea să fac fix ce am făcut și aici și cred că asta o să facem. Mai consumăm puține blocuri noi. Parfait. Bă, bă, e că iar o să trebuiască să mă duc cumva dacă nu mă las. Cât de mărșav. Bine? E bine că măcar atât am prins-o. Bun, perfect, perfect, perfect. Aici dacă m-a lăsat și soarele să văd ceva. Hai că nu arată rău, nu arată rău deloc. Atâta doar că e prea aproape ăsta de aici de... ah. Știți ce? O să fac eu rost de niște dark wood. Mi se pare că avem, uite aici, o pădure de lemn din ăsta închis la culoare. Și o să mergem acolo să ne facem de cap. Și o să pun în locul lemnelor alora niște dark wood, care cred eu că s-ar potrivi mult mai bine, mult mai bine. Ce vreau eu aici? Cum aș putea să fac de așa natură încât să ajung la etaj?
Câte bețe am? Nu prea am bețe. Scuze. Prea multe, da, mă rog. Deci m-ar interesa... Pe tine, de ce nu te pop până aici? Este un half slab acolo? Și din cauza asta? E, mă lasă și tu zilei, na, nu e... Nu e mare pierdere chestia asta. Bun, așa. Ăsta dacă îl pun aici, vine prea... Este... Prea claustrofobic. Sper că folosesc bine. Dacă m-ar lăsa și pe mine în Minecraft-ul ăsta... ce fac mai? Ce fac mai? Băi, 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 băi. Lasă-mi suficientă. Chill, chill. Așa vine prea... Zică... Deși, dacă e să ne luăm așa, vedem că ăsta ar... Nu știu, hai să punem normal și după aia mai vedem. Și dacă îl punem normal, ne mai dă și o jumate de bloc deasupra capului, astfel încât să... Ia. Da, parcă e un picuț mai mult aer. Nu foarte mult, dar oricum mai bine decât... decât deloc. Știi, hai că facem sus aici. Facem din partea asta de sus o cămăruță de locuit. Uite ce frumos arată. Perfect, perfect, îmi place mult. Întrebare. Dacă fac ceva de genul ăsta cu unii și tu, avem niște fensuri. Ok, deci doar așa să ies puțin în afară, să mă uit eventual la fel și pe partea asta. Deci pe partea asta, dacă aș fi băiat deștept, cred că aș putea să mă duc și să conectez, să fac aici iarăși o... În primul rând să vedem cum arată aici. Bă, nu arată rău, nu arată rău deloc. Ah, s-a dus, bineînțeles. Hai să vedem cum ar arăta aici, dacă ne-am duce noi să conectăm șmecheria. Da, ceva de genul ăsta. Aici, dacă pun așa, pot să trec. Pot să trec foarte lejer, ceea ce mă bucură foarte tare. Ok, și apropo, chestia asta chiar are un design mult mai apropiat de celularul al lui Keralis. Inițial aveam în cap să nu mai fac și treaba asta, dar na, uite că totuși arată bine. Aici aș putea eu cumva să fac ceva de genul ăsta direct. Gata, nu mai avem? Nu mai avem. Pot să accesez de aici? Pot. Bun. Așa. Și o să dărâm ăsta de aici. Da? Și o să am așa, liber. Cred că îmi place. Cred că îmi place cum arată în momentul de față. Aș putea chiar să fac ceva de genul ăsta. Este... ia să mai facem noi niște bețe. Hop. Bun. Așa.
Nu știu ce să zic de colțurile astea. Asta nu se leagă aici, nu? Corect. Dar pot să pun așa ca să nu mai am pericolul de a trece peste și doar să mă uit aici. Ok, bun, bun, bun. Îmi place, îmi place, îmi place. Mă, și aici sus nu cred că vreau ceva extrem de complicat. Poate, unde e ăla meu? Aici, nu. Unde l-am pus mai? A, nu mai pus. Trebuie să mă duc jos. Ok. Deci am zis că vreau frumusețe dintre astea. A intrat și nenea Dani. Așa și cred eu că ar da bine. S-ar putea să mă înșel amarnic. Cu ceva de genul ăsta. Așa, să lăsăm aici liber. Da, hai să lăsăm liber și să vedem. Împătuți. Ok. Mă, fraților, cred că se complică inutil aici treaba. Deși era o ok ideea, cred că se complică inutil în momentul de față. Adică îngreunează mai mult decât ar trebui. Aș vrea totuși să existe o diferență clară între cele două niveluri. Cum să fac eu, mă, nene? Dacă fac așa. Nu știu, hai să vedem cum arată asta. Mamele, niște chestii care o pică pe aici pe jos. Ia să vedem. Am mai început să mai intru în lubeniță, că am atâta, că n-am ce face. Blesteme! Ușurel, ușurel, ușurel. E, uite bă că nu vreau. Bun. Ce se întâmplă dacă facem așa? E, și acum ia să ne uităm noi. Nope. Bine, s-ar putea să fiu nevoit, cum ziceam, cu lemnul ăla de Darkwood. Bă. Bă, lăsați-mă, bă, să trăiesc, bă. Parc, să zicem. Am vrut neapărat să vin aici cu Darkwood-ul ăla, că mă irită deja, nu mai suport. Râdeți, voi râdeți, da. Stai să mai întâi spargem pal alt în aia de sub picioarele noastre. Bun. Deci hai să zicem că am făcut acolo așa.
Să înseamnă că și aici am putea să facem ceva similar. Ce am făcut mai? Așa. Pac. 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 Bun. Unde e crafting table-ul meu? Aici. Vreau... Ce vreau? Vreau din astea. 4 inițial și vedem după aia de câte mai avem nevoie. Așa. Așa. Pac. Pac. Și să o facem iarăși cum am făcut adineauri. Ia să vedem. Și o genul ăsta. Și aici la fel. Așa, și acum mai să mergem să vedem cum arată la distanță. Bă, să știți că n-arată rău. În mod surprinzător nu arată rău. Mai ales ținând cont de faptul că e făcut complet din lemn. Și numai ce am... Patul ăsta cred că o să-l mut eu aici. Am așa o presimțire. Ce-am făcut mai? Aș putea chiar să-l mut aici. Aici vreau liber, complet liber. Și o să vină un mini acoperiș și pe aici. Aici deja nu mai mă interesează. Aș putea să nu fiu atât de mărlan. Ia să iau eu asta de jos, mă. Și să te pun aici, probabil. Și dacă tot te pun aici, hai să scap și de asta, că nu mai suport. Pac. Așa. Bun, așa, bun. Da, ziceam că vrem să, că vrem să facem iarăși o șmecherie. Ah, nu avem destul. Aici. Pac, pac, pac. Nu știu de ce, dar îmi place foarte tare indentația, cred că pot să zic așa, pe care o dă treaba asta aici. Și cred că dacă tot ne jucăm noi, putea la fel de bine să facem și aici cum am făcut în partea cealaltă, ca să-i dea. Dar nu o să se mai conecteze. Asta este. Bun. Și nici dacă le pun invers nu se conectează. Pur și simplu nu se conectează cu blocurile de tipul ăla. Bun, mă, fraților, mă. Hai să vedem din ce facem noi acoperișul ăsta și să închidem episodul. Mă duc să iau niște darkwood. Ca să putem să închidem frumos episodul. Ok, fraților, hai că am venit. S-a și făcut noapte. Am trecut vreo două zile așa. Bun, sprus. Fac o rost de niște darkwood. Destul de mult. Băi, m-ar interesa să facem aici un acoperiș un pic mai ciudățel. Un pic mai ciudățel față de standard, ca să zic așa. Nu știu dacă o să ne iasă cum doresc eu, dar vedem. Gata, deja nu mai am. 3, 4. Să sperăm că o să iasă ceva inteligibil. Iar nu pot să pun aici.
Și bineînțeles că pe aici nu pot să urc, că doar de... Iarăși te complici, măi, Sky, mă. Iar mă complic, mă, nene, mă. Păi de ce, mă? Bă, nu știu, bă, nu știu. Dă tu paste. Fain de tine. Rău de mine este. Aici, așa dacă... puțin. Da, aici se pot spune chestii, deci trebuie să fim atenți cum punem luminile. Bun, aici m-ar interesa să mă duc una mai sus. Din prima. Aici, iarăși cu una mai sus din prima. Acum la ce muncești iarăși? Băi, un fel de căpănuță de pescuit. Oh, până la urmă îți merge treaba aia. Bă, m-a închinit foarte tare și nu vrea. Eu acum tocmai ce am terminat-o. Merge brici. Eu am forge instalat și cu forge mama lui dacă o vrea. N-am ce să-i fac, nu am ce să-i fac. O să dăm la mână. Da, practic ce se întâmplă? Dă prea repede. Deci după ce prinde peștele, imediat după aia dă extrem de rapid cu undița. Ok. Și practic nu apucă să... Zi. Adică când vine cu care, ce model ai tu, cu ușă, cu gard? Cu ușă de metal. Nu, aia cu ușă de metal nu mi pur și simplu nu-mi dă. Deci în momentul... Nu mai dă click dreapta? Nu mai dă click dreapta. Încearcă să acceseze ușa și nu mai dă click dreapta. Deci nu se mai lansează șmecheria, știi? Aoleu, ce-am făcut? Am pus-o invers. Poate că ar fi deștept din partea mea să pun totuși ceva, o lumină aici. Acolo, na. Poate nu ai încercat să te joci cu aia de la repidere? Nu, că m-am ajucat și cu alte astea tot așa, știi? Și nu, pur și simplu nu are în cap o altă tâmpenie și nu vrea. Și ca să trec pe pe vanilla nu vreau. Aș putea să trec pe vanilla practic numai când pescuiesc, știi, dar... Ar fi o idee. Ar fi o idee. Gâgâmă, Dani, mă. Ce dement e Adi ăsta? Adi a murit? Nu. Dani, da. Controlează Adi pe Dani, mă. De ce? Ai că o poțiune de invizibilitate pune pământ prin casă. Ce om rău, mă. Și bineînțeles că ăsta nu se prinde, este? E ceva genul, ce se întâmplă? Eu lăsat un zombie în casă. Cine? Eu lăsat un zombie în casă, știi, stătea zombie la ușă și eu deschis ușa, Adi. Nărădie, doamne. Ce om răi, mă, cu cine mă joc eu, mă, uite și tu. Cum pana mea au reușit Dani să aibă serie de ultra hardcore, doamne, de hardcore survival în pușca mea și l-omori de 33 de ori deja de când e pe server. Bă, nu știu, o dilemă, eu zice să mergem să-l întrebăm. Este ceva dubios la mijloc, după părerea mea. Foarte dubios. Extrem de dubios. Și bineînțeles că nu mai am acces la nimic de pe aici. Hai să dăm jos pe ăsta. Bun, așa. Hai că m-am întins și am făcut episodul mai lung decât trebuia. Da, asta este. Chiar nu vreau să petrec 3 episoade, că vă plictisiți după aia, fraților. Ceva de genul ăsta. Pa, pa, pa. Ha! Zim că nu pic. Și aici... Nici nu știu cum arată. O să văd după ce au. Am început-o un pic așa în survival, știi, să văd, să-mi formez o idee. Și pe am zis destul. Gata, ciata. Ne facem un pic de charcoal. Mă, sper să fie
Aici nu merge așa. Și uite, oare să fac o șmecherie ceva genul ăsta? Da. Ce vorbești, doamne? Aoleu, ce-am făcut? Pua. Nebunie. Nebunie, nebunie, nebunie. Bă, hai să ne ducem din afară, să vedem cum arată. Și F7. A, arată bine, 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 bine. Mi se deschide singură ușa. Că-i s-o stricată. E stricată. Putrede, bă, băiatule. Bă, bă, ce oameni, bă, n-am văzut, n-am. Bun, dragii mei, cam atâta. Mai văd eu off-camera ce-i mai fac, dar ca idee asta este aici. Mă rog, o să dărâm partea asta și o să pescuiți de aici. În momentul în care nu vreau să... Chiar nu vreau să mă atace scheleții. Și de acolo, mă rog, mai vedem. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și Pufzor vă mulțumește. Într-adevăr. Bună seara, București, bună seara, România. Pe data viitoare!